Pentru evitarea suspendării din plata pensiei de urmaș, Casa de Pensiar ce își amintește copiilor care împlinesc vârsta de 16 ani în anul școlar 2015-2016 ca obligația de a depune adeverința de elev la Casa Județeană de Pensii Argeș. Adeverința de elev, eliberată de unitatea de învățământ în luna în care copilul urmaș a împlinit 16 ani și cuponul de pensie, vor fi depuse în luna în care acesta a împlinit vârsta de 16 ani. În situația în care este nerespectat acest termen, pensia se va suspenda, urmând ca reluarea în plată să se facă în luna următoare prezentării documentelor solicitare cu acordarea retroactivă a drepturilor suspendate.